Dan Ciuiaga este neurochirurg. A operat în Africa de Sud, Israel, Germania sau Elveția, însă s-a reîntors acasă pentru că aici crede că poate să facă mai mult. Până să ajungă la București, medicul și-a dorit să stea cât mai departe de România. Eu cred că am fugit tot timpul de România, așa am fost crescut. Eu să plec de acasă. Crescut într-o familie din asta în care a scăpat din comunism, era o chestie pe care și-o dorea mama mea, bunicul meu, care n-a putut să fugă, doar verișorul a fugit în state, în rezistență, și am crescut tot timpul cu ideea că trebuie să plec. Și primul gând când am crescut mare, să plec. Și am tot plecat. De fapt, m-am întors, că nu mă regăseam neapărat în toate locurile în care am fost. Într-o perioadă în care foarte mulți medici, asistenții, cadre medicale intenționează să plece în afară, tu ai fost printre medicii care s-au reîntors. Nu e nimic patriotic în toată chestia asta, e doar pragmatic. Foarte bine că pleacă, pentru că pleci când vrei să înveți, că nu ești mulțumit, asta denotă o nemulțumire, plecatul și căutatul. Oamenii care caută, oamenii care nu sunt mulțumiți și care avansează după mine. Oamenii mulțumiți stau într-un loc și tot acceptă. De ce rămâne un medic român în țară? Rămâne dacă i-ar fi bine profesional, dacă i-ar fi bine financiar, dacă i-ar fi bine în familie. Sunt multe. Medici asistente din România pleacă, de exemplu, în Germania, Franța. Medici francezi, nemți pleacă, nemții pleacă în țările nordice. Unii care ajung mai fericite pleacă în Elveția, francezi pleacă să lucreze. Fiecare pleacă să lucreze unde sunt plătiți un pic mai bine și unde sunt condiții apreciate de ei mai bune. Ci noi plecăm acolo, ei pleacă mai departe. E tot timpul un circuit din ăsta. Și asta înseamnă că practic nimeni nu e neapărat super fericit. De asta e o trăsătură umană după mine. Și faptul că se mișcă oamenii e un lucru bun. Înveți chestii și avansezi cumva în experiențele vieții. Și cât de real este pericolul acesta de a rămâne fără medici, fără infirmiere, fără asistente în spitalele din România? Medicii încearcă să rămână toți în centrele universitare mari, unde sunt suprapopulate, gen București, nu știu, Timișoara, Iași, Târgu Mureș. Și în orașele mai mici nu îi atrage nimic, nici perspectiva vieții acolo, calitatea profesională a actului medical, că nu toate orașele mici pot să ofere aparatură sau logistică. Și atunci, practic, rămân orașele mici fără medici, orașele mari sunt suprapopulate și trebuie găsit o strategie în care să fie stimulați medicii să lucreze peste tot. Acum, practic, le-au crescut salariile la stat destul de mult și te-ai aștepta să fie un boom, să nu mai vrea nimeni să plece, dar nu neapărat asta a fost motivul pentru care medicii pleacă. Salariile e unul dintre cele mai importante pe mine, este calitatea vieții ca medic în România, aparatură, ce servicii medicale poți să faci tu, accesul la resursele medicale. Știi că au crescut salariile, dar bugetul, din ce știu eu, a spitalului nu a crescut și practic a scăzut cantitatea de materiale medicale ce le poți avea pentru a trata pacienții. Știi, tu primești mai mulți bani ca medic, dar nu ai cu ce să-ți tratezi pacienții și tot nu e bine pentru pacient până la urmă. Ce soluții ar fi în acest moment ca să fim măcar la nivelul țărilor europene? Păi, probleme în sistemele medicale sunt peste tot. Deci sunt în unele țări, gen America, sunt probleme pentru că e o chestie foarte scumpă, doar cine plătește are acces la servicii, cei care nu-și plătesc asigurările sunt practic tratați doar pe urgență. În țările super socialiste, gen Franța, Anglia, iarăși e o povară pentru populația care își plătește asigurările să aibă grijă și de cei care nu și le plătesc cumva. În România, nu știu, ar trebui să se găsească o variantă în care să nu fim nici prea socialiști, nici prea capitaliști în sistemul ăsta de sănătate. Cumva să fim conștienți că sănătatea e un drept al nostru pentru care trebuie să plătim noi, să ne gândim de la început că ai 18 ani, trebuie să-ți plătești o asigurare pentru că nu știi când te îmbolnăvești. Nu e o chestie de care se ocupă statul și nu-ți bați capul decât când te izbești. Te ajungi într-un spital și vezi că n-ai aia și aia și zici, băi, dar nu se poate. Sunt tot felul de asigurări private de sănătate care îți acoperă super mulți bani în România asta, în străinătate. Dacă ne-am face mai mulți din ăsta, cumva n-am mai fi descoperiți în caz de boli. Sistemul de sănătate public e o gaură neagră. Este o gaură așa de mare încât, nu știu, se varsă bani publici enorm, se cumpără materiale fără un studiu de impact, adică sunt situații auzite, dar convins că sunt reale, în care se cumpără aparate de 1,5 milioane de euro fără să te gândești că podeaua clădirii vechi nu ține greutatea, dar al ei, nimeni nu
nu răspunde pentru deciziile astea greșite. Și exemple de tipul ăsta sunt peste tot. Un tomograf cumpărat la un spital de stat, același model cu preț dublu față de un spital privat, de la același furnizor, pentru că a trecut prin doi intermediari. Și uite așa se duc banii noștri după mine.